Doamnelor și domnilor, interviul săptămânii de astăzi îl facem într-un loc mai puțin obișnuit. Nu suntem în studioul TVR Iași, însă suntem într-un loc, într-o casă încărcată de amintiri, încărcată de istorie de aici, din Copoul Iașului. Suntem în casa doctorului Marcel Burdea, cel recunoscut drept părintele pediatriei. Și vom sta de vorbă astăzi la interviul săptămânii cu soția domnului doctor Marcel Burdea. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați Și venit! mulțumim tare mult că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Doamna doctor, mai Da! avem puțin și sărbătorim împreună 100 de ani de viață. Da! 100 de ani de viață, dar de câte ori ați dat interviu la televizor în suta aceasta de ani? Nu prea am dat. Nu prea ați dat, nu prea v-a căutat presa. Nu! V-ați văzut doar de meseria dumneavoastră și de Eu am familia fost medic dumneavoastră. primar și la maternitate. Am avut profesori mari, pe Dobrovici, Aburel, mari personalități. Și am lucrat frumos până la 80 de ani. Da. Am ieșit la pensie la 78 de ani. Fiindcă nu mă lăsa să plec. Mari profesori au fost. Și noi, și soțul meu a fost șef de promoție, a fost trimis în străinătate. 2 ani am stat la Paris. Robert Debré, care e acolo, fotografia, a lucrat la Enfant Malade. Și eu la Harry Vigne, la profesori. Ne-a plăcut studiul și ne-a plăcut societatea și profesorii mari care i-am avut și aici, în țară, la noi. Aici, fiindcă aici e casa noastră, cumpărată de părinți, tot ce vedeți sunt și lucrurile la părinții mei. Ne-au ajutat părinții, știți, singuri așa nu prea pot să realizez. Părinții mei, tata, a fost profesor și director de școală, inspector școlar în Buzău. Soțul meu e din Panciu, Vrancea. Ei aveau vii, erau bogați. Ei erau, de fapt, din naționalitate armeană. Nu cunoștea limba armeană, dar armenii ăștia, știți că au fost oameni învățați și oameni, multe personalități în țară la noi, care au fost de origine armeană. El a făcut studii la liceul internat, aici în Iași. Părinții lui au avut vii, dar au avut posibilități să-l ții la școli bune. Și și-a dorit să facă medicină. Da. Și Mai avea pe cineva în familie, medic? nu. A fost primul. Eu am în familie medici și tatăl meu a zis, când eram eu tânără, de fapt numai medicina și politehnica. Pe fratele meu l-a dat la politehnică și pe mine la medicină. Surorile mamei, de exemplu, au făcut literile română, franceză, da, istoria, au făcut literile la București. Dar când am fost eu, în 40, era medicina și politehnica. Astea erau cu viitor, știți? Ca să găsești loc, că n-am avut averii. Averea trebuia să am o profesie de unde să câștig bani. Și în ce an ați intrat la medicină la Iași? În 40. În 40. Da, în 46 am terminat medicina, Și 6 ani. l-ați cunoscut aici la medicină la Iași și pe cel La care Iași. avea să vă devină soț? Da, la Iași l-am cunoscut. Spunea, în 40, zice, singura medicina și cu politehnica. Astea sunt care au viitor. Așa. S-a terminat cu literile, cu dreptul, cu astea. Frații lui au urmat asta, dreptul, au ieșit avocați. Și a avut dreptate. Da. Și eu am avut noroc că am avut profesori mari pe Aburel și pe Dobrovici. Aici la Iași, la Aici Institutul la de Iași, Medicină de da. atunci. Tatăl meu a făcut aici facultatea, Care la facultate? Iași. Facultatea de istorie. El a fost profesor de istorie. L-a avut pe Iorga, pe mari personalități. La Iași. După primul război mondial, aici ea veneau în refugiu personalitățile țării. Crema Da. intelectualității. Și pe urmă, tata zice, nu, medicina. Și pe fratele meu l-a dat la
Politehnică, da. Și v-a plăcut? A murit săracul. V-a plăcut medicina când ați început să studiați? Da, medicina. Am avut și doctor în familie. Da. Și am avut un unchi doctor care făcea la țară era. Și mă duceam în timpul vacanții la el acolo când plăcea la cabinet. Consultă. La cabinet. Cu consultă. Da, și îmi plăcea grozav. Și eu am să fac medicina, că zic că e cea mai frumoasă carieră, ca să ai bolnavi, vin bolnavi, unii greu, și-i faci sănătoși, și pe urmă vin și-ți mulțumesc că uite, s-au făcut bine. Îți dă satisfacție facultatea asta de medicină. Și în 46 ați absolvit facultatea. Da. Și unde v-ați dus? Unde v-ați găsit de lucru? Ce ați făcut? Soțul meu a fost șef de promoție. În 43 el a terminat. Da. A și? Fost șef de promoție, l-a avut pe profesorul Robert Debre și l-a trimis, fiindcă a fost șef de promoție cu media cea mai mare, a terminat medicina, l-a trimis cu bus la Paris. Și atunci și eu, fiindcă terminasem medicina, m-am dus la București, la profesorul Burel, care mi-a fost profesor. Știam că are relații la Paris și mi-a dat recomandare. Știi, în Franța, dacă te duci cu recomandări și cu scrisori, poți să faci ceva altfel, nu se uită nimeni la tine, nu. Și v-ați dus ca să faceți specializare, nu? Știam franceza, fiindcă am făcut liceul Sfânta Maria din București, unde se făceau limbile, și știam, vorbeam franceza curent, încât a fost bine. Și v-ați dus la Paris ca să vă specializați? Pe ce domeniu v-ați specializat? Am lucrat la maternitate, am lucrat, da. Și terminasem, eram absolventă. Și soțul dumneavoastră? Soțul meu era asistent, era mai mare. La pediatrie, nu? La pediatrie. Așa. Era mai mare cu 4 ani și a avut și el mare profesor. Că știi, în medicină contează să ai îndrumători. Fiindcă după ce faci medicina, Nu ești așa orientat în ce direcție. Trebuie să te orientezi într-o specialitate. Corect. Și atunci să începi să faci adevărata profesie. Și practic v-ați descoperit vocația și pasiunea acolo la Paris. Da. Cât ați stat la Paris? 2 ani am stat la Paris. Și dumneavoastră și... Și soțul meu. Soțul. 2 ani a avut bursă. Și 2 ani, că era scump, dacă nu, noi nu puteam să... Statul i-a plătit bursa și profesorii meu au fost la Paris. Și m-am dus la Burel și mi-a dat recomandări, încât la Paris, dacă ai recomandări, și în țara noastră, fiind o țară, România, de origine latină, am avut relații cu Franța, cu Italia, cu țările, Spania, cu țările astea, civilizate și de origine latină, încât... V-au primit și v-au ajutat să vă specializați. Da, și când, după ce ați terminat specializarea la Paris, în maternitate, da? Am fost 10 români. 10 români. 10 români. Nu ne-am întors decât 2. Dar ceilalți au rămas acolo? Au rămas acolo. N-ați vrut să rămâneți acolo? N-am vrut. De ce? Nu, niciun caz n-am vrut. De ce? Ce așa. Nu v-a plăcut acolo? Acolo nu aveam decât o valiză. Atât. Aici aveam casa asta. De la părinți? De la părinți, cumpărată. Soțul meu a fost bogat, a fost băiat din negustor. Da. Din Patru și aveau bani. Da. Tatăl meu a fost profesor, a fost salariat. A mai fost el director, nu știu ce. A putut să ne ții la facultate, dar nu putea să ne cumpere casă. L-am cunoscut. Deci, practic, aveați aici, la Iași, în țară vă așteptați, aveați de toate. Da. De-aia v-ați întors de la Paris. De aveam casa, aveam părinții, aveam... Și acolo nu aveam pe nimeni. Mulți au rămas, dar care nu aveau nimic în țară. Corect. Mă înțelegeți? Nu, ne-a plăcut Franța și Parisul. Un doctor trebuie să plece puțin. În străinătate. Să vadă cum ia în altă parte. Da. Este o diferență. Toți profesorii noștri au făcut studii la Paris. Și la Paris zice să duce în Franța. Fiindcă noi suntem de origine latină. Corect. Și cunoaștem limba franceză. Că din timpul lui Cantacuzino și toți care, mari personalități care au fost în România,
a avut relații cu Franța. Fiindcă și Franța era țară latină, noi făceam franceza 8 ani cât făceam în liceu. În toți anii știam literatura, știam geografia, istoria Franței. Cunoșteam fiindcă am făcut un liceu. Aici, în România, o nenorocită de țară, înconjurată de turci și de greci, de parte de Franța, da. Ei, când le arătam harta, rămâneau mirați cum doar e România asta. Știu ei atâția lucruri din Franța. Păi de ce? Fiindcă și românii și francezii sunt latini. Și v-ați întors. Ce la Iași? Era facultate. Uh-huh. Iar soțul meu era profesorul Nicolau, care era asistent. Și i-a spus, te fac asistent, vii că tu ai fost șef de promoție, cel mai bun, ai luat și media. Și s-a întors practic cea la facultate, mai mari, nu? Cea mai mare medie la medicină a avut în 1943, da, da. Când el a terminat medicina, încât dacă eu am stat în gază la o profesoară care avea un băiat la medicină și care a fost prieten și coleg cu soțul meu. Și așa v-ați cunoscut? Și așa, el venea în vizită. Eu n-am fost chiar așa de aruncat, așa, și acum sunt bătrână, nu? Dar când aveam 20 de ani, mă rog, bogată zic, n-am fost, nu sunt. De asta am venit la medicină. M-am căsătorit în 45. Deci după ce ați, da, înainte de a termina dumneavoastră, am terminat în 46. Așa. Și eu am, în 45 și ne-am căsătorit. Și v-ați întors de la Paris în 1950. 50. Așa, domnul doctor Burdea s-a el a întors venit la facultate. Postului. La el facultate. A fost trimis de profesorul, da, de acolo. Și dumneavoastră unde v-ați angajat la Iași? La Iași, am avut diplome făcute la Paris, așa, cursuri, examene am dat și m-am dus la maternitate la profesorul, da. La maternitate? Unde? La care maternitate? Cu Zavodă. Născută în martie 1921 la Râmnicu Sărat, Lucia Cecilia, viitoare Burdea, a urmat școala centrală de fete din capitală, iar în 1940 a fost admisă la Institutul de Medicină din Iași, pe care l-a absolvit 6 ani mai târziu. La facultate l-a cunoscut pe cel cu care s-a căsătorit în 1945, Marcel Burdea. El, un student eminent, care a terminat medicina în 1943 ca șef de promoție. În toamna acelui an, a plecat pe front, fiind repartizat pe ambulanța diviziei 24 Infanterie. În 1948 au plecat amândoi cu bursă din partea statului român la Paris pentru specializări. Ea în ginecologie, el pediatrie. După 2 ani au revenit la Iași, unde au primit posturi de asistenți universitari la institut. După 3 ani, Cecilia Burdea se angajează ca medic primar la maternitatea cu Zavodă. Marcel Burdea își continuă cariera didactică. În 1962 obține doctoratul în științe medicale, iar în 1974 devine doctor docent. Este considerat patriarhul pediatriei românești. Marcel Burdea a înființat prima clinică de pediatrie de la Spitalul Sfântul Spiridon și apoi a fost șeful clinicii de la Spitalul de Copii din Iași. A conferențiat la congrese internaționale și a publicat în reviste de specialitate din Paris, Praga, Viena, Gdansk sau Berlin. A fost membru corespondent al Societății Franceze de Pediatrie și membru al Societății Europene de Gastroenterologie Pediatrică. Cum se făcea medicină în anii aceia? Cum se făcea medicină la Iași? La cum Iași era în spital? Cum era în maternitate? Ce dotări aveați în comparație cu ce ați văzut la Paris, de exemplu? Toți profesorii noștri din România au făcut studii la Paris. Așa. Și aveau relații. Și tot ce au învățat acolo au pus în practică aici. Exact. Și pe unde mă duceam și spuneam din România, imediat îmi spunea de profesorul cu tare. Pe mine mă simțeam bine că oricum nu sunt o necunoscută. Sunt o persoană care vrea să studieze. Și asta a fost foarte mult. Și cum ați lucrat la maternitate? Erați mulți medici? Da. Întâi am fost medic secundar, da. Ori m-am dat examen, am ajuns medic primar și la pensie am ieșit medic primar. Am fost și asistentă, dar am trecut în rețea ca să fiu medic primar, că era salariul mai bun. Înțeles.
Da. Duc. V-ați gândit vreodată cam câți pacienți, câte paciente au trecut pe la dumneavoastră în da, o activitate de gardă, atât de bogată? Mie mi-a plăcut această meserie și mie mi-a plăcut medicina. Am avut și un unchi doctor care m-a ajutat, mă instruia, știi că întotdeauna când ești tânăr, trebuie să te ajute cineva. Singur așa, știu, dacă n-aveam posibilități și relații și familii, nu știu ce am avut, ce am. Și în paralel, cariera soțului dumneavoastră? El a terminat medicina șef de promoții. Și atunci, ca șef de promoții, avea întâietate la post. Uh-huh. Întâi faci cariera didactică. Da. Ajungi preparator, asistent, șef de lucrări, conferențiar, profesor. Și soțul meu a fost profesor de pediatrie aici, la Iași, la facultate. Dar da. Și medic, și în medic, în spital. În spital, la sigur. Spiridon, da. La spitalul de copii din Tătăraș a lucrat. Ulterior, nu? Da. Ulterior s-a dus la spitalul de copii. Când s-a înființat spitalul din Tătăraș, era un spital mare și frumos. Când veneau străinii la noi, soțul meu îi ducea acolo și rămânea plăcut înspre. Uite, în Iași, în România, ce spital au ei. Era dotat, era da, modern. Ei, pentru vremea aceea era da, foarte modern. Le plăceau grozav. Noi ne-a plăcut să avem relații cu străinătatea. Și avem și multe cărți în limba franceză, dar ne-a plăcut să avem relații, dar ne-a plăcut să ne și întoarcem, să știți. Puteam să rămânem la Paris. Și apoi dar, în oricare altă țară de-a lungul timpului, nu? Mulți români, și măi, mă, plecați acolo la comuniștii aici. Bă, și ce vă așteaptă acolo în țară? Ce vă așteaptă, măi? Dar eu am casă acolo. Acolo am tată, am mamă, am părinți, am rudii. Aici n-am pe nimeni. Să fiu așa singur, ce să fiu? Mulți români au rămas. Mulți nici n-aveau nimic în țară. În viața dumneavoastră, până acum, din ce ne-ați povestit, lucrurile au decurs normal, firesc, frumos. Ați avut doar împliniri. Dar au fost și momente de cumpănă, momente grele peste care a trebuit să treceți? Momente grele, familia mea a fost de Chiaburi. Bunicul meu a fost învățător cu 9 copii, am poza lui și cărți de-a lui, mare personalitate. Au fost persecutați când au venit comuniștii în țară la noi. Dacă mă ta ești din Iași, cunoaște situația. Comunismul a făcut rău țării noastre. Și noi am fost aici, alături de ei. Cu Basarabia, cunoașteți da. Treaba. Ne-au luat Basarabia. Basarabia e a noastră, măi. La Nistru, până la Tisa, Otoporul, pentru Misa. Încât ne-a luat Basarabia. Pe urmă, ne-a luat o parte din... Ei sunt... E o țară mare. Am fost în Rusia. Am fost și la Leningrad, în excursii. Orașe mari, frumoase. Comunismul a făcut rău. Trebuie să recunoaștem. Însă acum s-a redresat o leacă lucrurile. Acum e altceva. Tineretul, eu văd, că ei pleacă și nu mai se întorc. Dar oare de ce? De ce credeți că nu se mai întorc? Fiindcă ved acolo mai bine. Și s-au putut aranja. Încât în viață trebuie să primești și o leacă din noroc, așa și de situații care să te avantajeze. Că altfel nu știu dacă te ridici. Da. Dar spuneți-mi, vă mai amintiți de primii pacienți care au venit să vă mulțumească că poate le-ați salvat viața, că i-ați însănătoșit, că i-ați făcut bine, că nu mai sunt bolnavi? Da, la maternitate să știți că se întâmplă cazuri de astea. Mai mult ca la orice altă specialitate. Poate ați auzit, poate știți, dar și profesorii au fost buni pentru că el opera și fără bani. Îngrijea bolnavul, indiferent
ce grad avea de cultură sau de familie, el se gândea la boală să-l facă sănătos. Știți, la un bolnav e bine să nu mai ceri. Dacă îți dă el bine, dacă nu, tot bine. Dacă începi cu cerutul, nu, te compromiți și nu-i bine. Eu am avut noroc, am trăit, am lucrat la 40 de ani, am lucrat. Știu că până la 70 de ani am lucrat. Și cum ați împăcat viața de familie și viața de la serviciu? Copiii noi personal n-am avut, fiindcă soțul meu era doctor de copii. El se ducea mereu pe la librării, se întâlnea cu foști pacienți. Ce faci, domn profesor? Eu mereu caut pe la blubriuri ce a mai apărut. Îi plăcea să citească, știți? Cartea iese și ceva să-ți placă. Sunt alții care obosesc, nu? Vezi litrele mereu. Dar sunt alții care simt nevoia să citești. Ce-ați vrea să-și amintească lumea despre dumneavoastră și despre soțul dumneavoastră? Unii nu l-au uitat. Dar mai sunt și alții care mai vorbesc că a fost un doctor bun la copii și i-a îngrijit, vă spun sincer, ăsta e adevărul. Vă apropiați de 100 de ani, doamna doctor. Da. Și toată lumea se gândește că, wow, să ai 100 de ani e extraordinar. Mulțumesc lui Dumnezeu că încă am mințile întregi. Pot să citesc o carte. Am avut noroc cu verișoara mea, să știți. Domnul doctor a trăit până la 89 de ani. Da. Dumneavoastră bateți 100. Care o fi secretul? Acum, ce credeți că v-a ajutat să răzbiți prin viață? Să vă arăt bunicul meu, care a trăit până la 90 ceva de ani. Ia dă-mi poza lui bunicul meu. Arată-i acolo. Dă-i încoace. Așa. Învățător acolo, într-un sat în județul Râmnicu Sărat, care a avut 9 copii. Nouă copii, el era învățător acolo, uțat. Și învățați bine aici 4 clase primarii, și pe urmă vă duceți la el cu București lucra. Fetele la școala centrală, băieții la Sfântul Sava sau la liceu Lazar, încât cartea pentru noi a fost averea noastră. El avea ceva pământ, dar au venit comuniștii, știți, și i-a luat tot. Dar, până la urmă, noi ne-am întors la Paris, tot în țara noastră, cu comuniștii ăștia. Dar ce-i trebuie omului ca să fie fericit până la urmă? Până la urmă, dacă e sănătos și muncești, realizezi ceva în viață. Și asta te împlinește? Da, cel mai bine. Dacă îți place meseria asta și o faci, nu numai cu bani, o faci așa că îți place. Că vezi bolnavul care poate să moară și tu îi dai viață, ceva mai frumos în lumea asta nu există.